Bună ziua, dragii mei! Sunt Mihaela de la Șandor și mi-am propus să vorbim astăzi, în cadrul sistemului digestiv și al digestiei la om, despre anatomia tubului digestiv. Sistemul digestiv este format din tub digestiv și glande anexe. Tubul digestiv începe cu orificiul bucal și continuă până la orificiul anal. Fiind format din segmente diferite ca lungime și diametru, ce însumează aproximativ 9 metri lungime. Segmentele care formează tubul digestiv sunt cavitatea bucală, faringele, esofagul, stomacul, intestinul subțire și intestinul gros. Iar glandele anexe sunt glandele salivare, ficatul și pancreasul. Să descoperim împreună drumul parcurs de alimente și cum s-au adaptat sau specializat diferitele segmente ale tubului digestiv pentru transformarea alimentelor și apoi pentru absorpția substanțelor nutritive. Primul segment al tubului digestiv este cavitatea bucală. Aceasta prezintă bolta palatină cu omușorul sau lueta, apoi peretele inferior, pe care se află limba, și pereții laterali formați din obraji. La trecerea spre faringe se află amigdalele palatine, organe de apărare împotriva bacteriilor și virusurilor, care pot ajunge aici prin alimente sau prin aerul inspirat. Mucoasa bucală este permanent umezită de saliva produsă de glandele salivare. Componentele cavității bucale cu rol important în digestie sunt limba și dinții. Limba este un organ musculos care intervine în mestecarea și înghițirea alimentelor. Dar limba este și un organ de simț și tot ea participă și la vorbire prin modelarea sunetelor. Pe maxilarul superior, fix, dar și pe cel inferior, mobil, sunt înfipți dinții în alveolele dentare. Dinții sunt organe vii, vascularizați și inervați. Totalitatea dinților formează dentiția, alcătuită din patru tipuri de dinți, și anume incisiv, canin, premolari și molari. Incisivii au rolul de a tăia alimentele, caninii de a le sfâșia, premolarii le strivesc și molarii le macină. La om se descriu două dentiții. Dentiția temporară, numită și de lapte, formată din 20 de dinți, 8 incisivi, 4 canini și 8 molari, și dentiția definitivă, care o înlocuiește pe cea temporară, alcătuită din 32 de dinți, și anume 8 incisivi, 4 canini, 8 premolari și 12 molari. Numărul și așezarea dinților pe maxilar, ceea ce puteți observa în această imagine, reprezintă formula dentară. Sub formă de fracție, formula dentară este următoarea: incisivi 4 și 4, canini 2 și 2, premolari 4 și 4 și molari 6 și 6, formând împreună 32 de dinți. Puteți observa aici, dacă împărțim un maxilar în două, vom avea incisiv, apoi canin, premolar și apoi 3 molari. Aceasta este o dentiție definitivă. Faringele este un organ musculomembranos ce reprezintă locul unde se încrucișează calea digestivă cu cea respiratorie. Pe calea digestivă, faringele face legătura între cavitatea bucală și esofag, iar pe calea respiratorie, între cavitatea nazală și laringe. Este format din trei segmente, și anume nazofaringe, orofaringe și laringofaringe.
iar la intrarea spre laringe se întâlnește epiglota, protejând glota, respectiv calea respiratorie. Epiglota este un cartilaj elastic cu formă de frunză ce închide automat laringele când înghițim, astfel încât fragmentele alimentare să nu pătrundă pe calea respiratorie, iar bolul alimentar care pleacă din cavitatea bucală să treacă în esofag. Puteți observa cum esofagul este anterior de coloana vertebrală și posterior de calea respiratorie. Esofagul are o lungime de 25-30 de centimetri, străbate gâtul, toracele și mușchiul diafragm pentru a se deschide în stomac printr-un orificiu numit cardia. Mucoasa esofagului are cute care îi permit dilatarea în timpul trecerii bolului alimentar. Stomacul este cel mai dilatat segment al tubului digestiv, situat în stânga cavității abdominale, sub mușchiul diafragm. Stomacul este un organ cavitar, delimitat de orificiul cardia, prin care comunică cu esofagul, și sfincterul piloric, ce face trecerea spre duoden. În peretele stomacului se găsește o tunică musculară formată din trei tipuri de fibre musculare netede, ce anume longitudinale, vedeți, la exterior, circulare la mijloc și oblice spre interior. Aceste fibre musculare permit stocarea alimentelor, amestecul lor cu sucul gastric și apoi evacuarea conținutului în duoden. Stomacul este căptușit de mucoasa gastrică. Aceasta este cutată cu numeroase pliuri ce conțin glande care secretă suc gastric, dar și mucus cu rol de protecție. Intestinul subțire este cel mai lung segment al tubului digestiv, măsurând între 4 și 6 metri. Diametrul intestinului subțire este de aproximativ 2,5 cm. Intestinul subțire este format din 3 segmente, dispuse în două porțiuni. Porțiunea fixă, formată din duoden, este porțiunea mai scurtă, cu formă de potcoap, și porțiunea mobilă, mai lungă, formată din jejun și ileon. Această porțiune mobilă are numeroase anse sau bucle intestinale. Mucoasa intestinală are un singur strat de celule și prezintă cute circulare, numite valvule conivente, și milioane de vilozități intestinale. Iată cum arată vilozitățile intestinale. Acestea, împreună, măresc foarte mult suprafața de prelucrare a alimentelor și mai ales suprafața de absorbție. Vilozitățile intestinale sunt bogat vascularizate pentru a facilita absorbția nutrimentelor. Mucoasa intestinală prezintă numeroase glande care secretă sucul intestinal și mucus. Musculatura peretelui intestinului subțire este formată din două straturi de fibre musculare netede, longitudinale și circulare, care participă prin contracții ritmice la amestecul conținutului intestinal cu sucurile digestive, la contactul cu mucoasa pentru a ușura absorpția și la înaintarea conținutului prin acest segment. Intestinul gros are o lungime de 1,5 metri și un diametru mai mare decât cel al intestinului subțire. Prezintă trei porțiuni, ce anume cec, colon și rect. Cecul este primul segment al intestinului gros și se continuă cu colonul ascendent. La nivelul cecului se găsește apendicele, care, când se inflamează,
produce boala numită apendicită. Colonul prezintă 4 segmente, 4 porțiuni. Colonul ascendent, colonul transvers, colonul descendent și colonul sigmoid. Rectul este partea terminală a intestinului gros, adaptat funcției de evacuare a conținutului nedigerat, nedigerabil sau neabsorbit prin procesul numit defecație. Rectul are o lungime de aproximativ 16-18 cm și se termină prin canalul anal, prevăzut cu orificiul anal, numit și anus. Acesta prezintă două sfinctere, unul intern, neted, sub control involuntar, și altul extern, striat, sub control voluntar. Cele două sfinctere asigură depozitarea materiilor fecale în rect și eliminarea acestora când condițiile permit. Mucoasa intestinului gros prezintă și ea numeroase pliuri și glande care produc mucus, acesta ajutând la eliminarea materiilor fecale. Musculatura netedă din peretele intestinului gros se concentrează în 2-3 benzi musculare dispuse longitudinal, observați acestea, da? Dispuse longitudinal pe traseul colonului. La nivelul intestinului gros există procese de absorpție, dar în cantități mult mai mici, se absorb apă și minerale, și de aceea mucoasa ce căptușește intestinul gros nu prezintă pilozități intestinale.